Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mulțumesc presii pentru că ați onorat invitația noastră. Acum 2 ani, pe data de 14 iunie 2019, am plecat din funcția de conducere în demisie. Și am declarat că plec pentru că nu mă pot asocia și nu-mi permite responsabilitatea să continuă activitatea mea alături de persoane neprofesioniste și care nu au nimic în comun cu țara și cu instituțiile statului. Am declarat la acea conferință de presă că plec în demisie și voi crea un partid politic care va fi consolidat din oameni profesioniști, adevărați patrioți ai Republicii Moldova, oameni care nu au mai fost niciodată în Parlament. La data de 14 iunie 2020, exact după un an de la această declarație, am ieșit în fața dumneavoastră și am lansat grupul de inițiativă privind consolidarea Partidului Politic Pace, Partidul Acasă Construim Europa. Am venit în fața dumneavoastră cu medici, profesori, oameni de afaceri, studenți, agronomi, lectori universitari, ingineri, jurnaliști și oameni profesioniști din diferite domenii, din țară sau din diaspora. Într-un an de activitate a Partidului Politic Pace am muncit foarte mult. Am fost practic în toate localitățile din Republica Moldova. În foarte multe țări din diaspora unde am comunicat în direct cu oamenii. Am analizat și am strâns cele mai mari probleme pe care le au cetățenii Republicii Moldova, dar și aspirații și așteptări de la politicieni. Astăzi suntem pe 14 iunie 2021. În aceeași zi, care cu coerență, dar și responsabilitate, deja 2 ani la rând ieșim în fața dumneavoastră și am în spatele meu o echipă puternică de oameni profesioniști care astăzi sunt candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dar și viitori miniștri în guvernul condus de pace. Așa cum suntem un partid de oameni profesioniști și viziunea noastră, dar și sloganul campaniei electorale este facem ordine în țară, acasă construim Europa, astăzi vin în fața dumneavoastră de a vă prezenta unul din cei mai importanți miniștri pe care Partidul Politic Pace își asumă după data de 12 iulie 2021 conducerea Ministerului Afacerilor Interne. De ce Ministerul Afacerilor Interne? Pentru că trebuie să facem ordine în țară. Și am selectat cu mare responsabilitate una din cele mai profesioniste și respectate persoane, dar și ofițeri de rang înalt din Republica Moldova. Este vorba de Mihail Cibaciuc, colonelul Mihail Cibaciuc, care pe parcursul activității sale profesionale de peste 30 de ani în Ministerul Afacerilor Interne, dar și Ministerul Justiției, a deținut diferite funcții importante, cum ar fi colegii de poliție Dmitrie Cantemir, a fost șeful statului major, prorector la Academia Ministerul Afacerilor Interne. În cele două instituții, când a deținut funcții de conducere, a educat zeci de mii de oameni în epoleți. Generații întregi de oameni în epoleți care astăzi dețin funcții importante în toate instituțiile statului. Totodată, domnul Mihai Cibaciuc a deținut funcția de comandant al regimentului Scut de Patrulare și Ordine Publică din Capitală. A deținut funcția de conducător în cadrul brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger, a fost comandantul batalionului de destinație specială Pantera din cadrul Ministerului Justiției, a fost conducător în cadrul Inspectoratului Național de Patrulare, a fost conducător al Direcției Generale Securitate și Ordine Publică a Inspectoratului General al Poliției, dar și a condus o perioadă îndelungată Departamentul de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne. Este o persoană integră, puternică, responsabilă și, cum vedeți din puținul biografiei sale pe care am enumerat-o astăzi aici, este o persoană
profesionistă care ne reprezintă și cu care împreună vom face ordine în țară. Pentru a scoate orice speculație și pentru a arăta adevărul și realitățile, îl cunosc pe domnul Mihai Ciubăciuc, pe care îl propun cu încredere împreună cu echipa PACE la funcția de ministru afacerilor interne de peste 20 de ani. Îl cunosc de atunci când dumnealui era comandant în cadrul Colegiului de Poliție, dar eu eram cursant acestei instituții. Și pe parcursul activității profesionale, soarta ne-a întâlnit nu de puține ori. Dar de fiecare dată am rămas cu o impresie puternică de un bărbat al neamului, de un ofițer de rang înalt și de un profesionist fără egal, pe care cu încredere îl vom susține la funcție de ministru afacerilor interne, ca împreună să facem ordine în țară. Totodată, dacă ne-am asumat să facem ordine în țară, țin să informez societatea, cetățenii din țară sau din diasporă, că după 12 iulie, după alegerile parlamentare, atunci când ne veți da încrederea și votul Partidului Politic PACE, PACE, în cadrul Parlamentului, își va asuma și va solicita ca Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică să revină Partidului Politic PACE. În felul acesta, această comisie îmi voi asuma în calitate de președinte al Partidului Politic PACE să gestionăm toate instituțiile de drept, de justiție și aplicarea legii din țară, ca împreună să facem ordine în aceste instituții, să numim persoane integre și puternice și, bineînțeles, să aducem liniștea în țară pentru oameni. Îl invit aici pe colonelul Mihai Ciubăciuc, candidatul Partidului PACE la funcție de ministru afacerilor interne. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este o onoare, dar și o responsabilitate mare pe care sunt gata să o accept și să-mi pun toată experiența, voința și capacitățile pentru ca cetățenii să se simte în siguranță, iar angajații Ministerului Afacerilor Interne să se bucure de respectul societății. Iată și unele prioritățile mele la conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Combaterea criminalității la toate nivelurile, etapele și formele. Pentru a descuraja cele ilegalități și a le oferi oamenilor garanția la viață, sănătatea patrimoniului protejate de către angajații Ministerului Afacerilor Interne. Un element important aici va fi implementarea dosarului electronic, care va juca un rol determinat în reducerea corupției și protejarea oamenilor în depoliț. Mai și Ministerul de Interne trebuie să fie cât mai aproape de cetățeni, iar cetățenii să vadă oamenii de poliț, cele persoane care sunt gata să intervină în orice situație pentru a le acorda ajutor. Un punct aparte ce ține de imaginea poliției, de devine poliție de frontiere, care sunt cele persoane la frontiere care se întâlnesc cu persoanele străine, cei care vin din diaspore și aici aș solicita să fie tratate și respectate la trecerea de frontieră. Businessul trebuie să fie și să activeze cu încredere în ziua de mâine, fără controle și abuzuri din partea persoanelor. La fel, grija față de angajați Ministerului Afacerilor Interne este un capitol aparte. Am activat foarte mult în Ministerul Afacerilor Interne și respectiv aici m-aș referi că doar unii specialiști cu echipă puternică putem face lucruri frumoase. Pentru aceasta, ca să fie motivați tinerii, să fie angajați în Ministerul Afacerilor Interne, ne obligăm ca salariul la persoane care se angajează începătoare să fie cel puțin 10.000 de lei. La fel, să fie dotați, echipați, instruire atât în țară cât și peste hotare, pachet social deplin la nivel european, atât și pensii timpurii și locuințe de serviciu. Pe cât persoana este în activitate, ea să fie asigurată cu locuință de serviciu. Să nu caute închirii, să nu caute alte forme unde să trăiască, respectiv persoana va fi asigurată. La fel, mă adresez și aș vrea și cel stimă și respect din fața conducerii Ministerului Afacerilor Interne către veteranii noștri, pensionarii noștri,
care au stat la baza formării, fondării Ministerului Afacerilor Interne, vor fi tratați cu respect și ne asumăm ajutorul din partea conducerii pentru persoanele care se află la pensie sau veteranii care au deja muncit în Ministerul de Interne. Stimați colegi, chiar de astăzi voi începe consolidarea echipei MAI cu specialiști capabili să susțină realizarea acestui plan pentru funcțiile cheie din Ministerul Afacerilor Interne și sunt convins că avem capacități și dorințe de a face ordine în țară, respectiv acasă vom construi Europa. Vă mulțumesc mult! Mulțumim domnului Cibăciuc, domnului ministru. Vreau să aduc încă o dată mesajul puternic către oamenii nepoleți. De astăzi, domnul Mihai, la funcția de candidat la funcție de ministru afacerilor interne, începe consolidarea echipei de profesioniști la toate funcțiile importante din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru a identifica cei mai puternici, cei mai motivați, cei mai patrioți, cei mai integri oameni inepoleți în cadrul Poliției Naționale, Inspectoratul General de Carabinieri, Poliției de Frontieră, Inspectoratul General Situații de Urgență și toate celelalte entități, pentru că odată ajuns la guvernare și asumându-ne conducerea Ministerului Afacerilor Interne, să nu mai stăm pe gânduri, să nu mai zăbovim, să nu pierdem nicio zi, dar începând cu a doua zi să punem în acțiuni planul și măsurile pregătite de Partidul Politic Pace să facem o ordine în țară, să construim acasă Europa. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc!